Pe 29 iulie 1848, în parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, după citirea noii Constituții, un grup de tineri condus de Anton Pan a cântat pentru prima dată imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te Române, pe versurile poemului patriotic Un Răsunet, scris de Andrei Mureșanu. Deșteaptă-te Române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, a devenit după Revoluția din 1989 imnul național al României și este serbat în fiecare an la data de 29 iulie. Imnul național, simbolul unității românilor, este un proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.